Prima seară în casa Mira s-a început cu o provocare, o cină mai exotică. Băi, Blaze, Blaze, ne face manevră, ne îngrașe. Văzut că trebuie să răm la sală atâta și să gândești ce avem. Ia să vă saturi de sală, hai. Cu porumbul, proteine, ălea, ce mai vreți? Dar cu banane, te rog. Cum cu banane? Frate, da, haide. Vreau să gust să văd ce a făcut. Cum cu banane? Trecând peste șocul intercultural, băieții voiau să se asigure că Blaze e sigur că știe ce face. Blaze? Da? Ai mai gătit de multe ori chestia asta? Da. Când eram mic. Și cu banane zici să iau? Luați că după aia regretați, credeți-mă, nu mai se termină. Bă, deci dacă ar vedea fetele ce mâncăm. Și ce-ar merge cel și cel mai bine după o masă bună? Le lăsăm pe fete să decidă? Well, you don't tell me any, but I felt it. I tried to beat you, but got so out it, I melted. I fell right through the cracks. So now I'm trying to get back. Cui e băiatul care cântă la chitară? Nu știu care din ei. Deci e o leșiră aici, mă, ia cu stop cardiac ce aveți. Stai departe atunci dacă este. Nu, că-mi place cum sună și cum cântă și ce dragul. Se pare că prima sergeată a lui Cupidon e făcută din muzică, așa că s-ar cuveni un toast. Și ca nu care cumva să se supere fetele, băieții s-au conformat și au continuat. Seara s-a încheiat câteva ore mai târziu cu o primă curiozitate mai specială. L-am văzut fugitiv pe un băiat așa din treacăt, că se vedea că era crăpat peretele la mamă și stătea acolo la perete și cânta și era așa drăguț cu chitara. Parcă era bărbatul visurilor mele, jur. Dacă e, nu știu era cine era. Nu știu cine era, dar era așa drăguț și avea părul așa, îi cădea pe frunte și avea fața aia dulce așa, și era tot și ce drăguț. Muzica este, cred că printre cele mai bune, dacă un cel mai bun liant între oameni, muzica apropie, nu-i așa? Așa s-a întâmplat și în casa Mirasa în prima seară, băieții și-au luat instrumentele, Marian, spun asta și de ce? Pentru că noi nu am văzut materialul normal, pentru că sunt fete acolo și nu ar fi trebuit, nu trebuie să le vadă deocamdată. Marian, Valentin, cine mai cântă la instrumente? Blaze? Da, eu. Blaze, mamă, trei artiști dintr-o dată. Alin? Eu nu. Baking vocal. Pe mine m-a sărit din schemă. Toată lumea a cântat. Când la instrument sau doar vocal? Doar vocal. Doar vocal. Ionuț? Eu nu. Eu, chiar eu, dacă nu cânti, eu, când o să ieși de aici, știi cum? Sigur. Eu și cu Ionuț cântăm, dar cred că zgârie la oră. Eu cântăm mai pe lângă ei. Sună bine împreună totul. Sună bine, nu se simte, nu? Da. Dar cum stai cu antrenamentele? Vor să facă sport sau? Da, mă antrenez regulat și chiar și băieții vor să se antreneze. Chiar ei îmi spun, hai Alin, hai să tragem la sală.
Deci chiar îmi place, e armonie și ne simțim bine. Armonie, ne simțim bine, au trecut primele două zile, să vă vedem după primele trei săptămâni. Dacă, bune și frumoase. Dacă mai rămâne aceeași armonie și aceeași stare de bine și nu o să începe, n-o să începe să plângeți pe aici pe telefoane, pentru că ce să vezi, nu vi le dăm. E cu bătaie la tine, Blaze, că te văd, că te uiți așa. Păi Blaze avea vreo două sau trei. Avea, bine spus. Acum are o pereche de ochelari pe care o tot mută dintr-o mână în alta. Trebuie să țină ceva în mână, știți? De te-ai face, de te-ai face telefon. Oricum, așa, exact. Ce spui, Valentin? Ziceam că îl mai auzi așa câteodată prin casă pe Blaze. Vreau telefonul. Zice așa? Nu, no, n-are cum să-ți fie dor. Nu, n-are cum să-ți fie dor. Dar chiar așa v-ați obișnuit fără telefon? Viața fără telefon. Marian, îți lipsește? Păi, noi nici nu știu. Că trebuie să ne acomodăm, să ne mai dăm seama ce facem cu mâini. Că încă suntem așa. Încă eu cel puțin. Încă sunteți în atmosfera de tabără voi. Da. La fete n-am simțit atmosfera asta. Nu știu, poate și pentru că sunt mamele și că... Poate că sunt mai sfioase, sunt un pic controlate, că normal e ca și cum ar avea cenzura. Cenzorii, de fapt. Cred că se simt piele controlate. Noi nu. Nu le controlăm. Noi le-am adoptat de la început și suntem... Chiar ne comportăm cu ele cum ne-am comportat cu fetele noastre. Da, normal, dar asta nu înseamnă că nu le observați. Bineînțeles, chiar dacă observăm, nu le spuneți niște lucruri. Ochiul s-o creat, ușor, nu. Ușor. Ușor.